Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dacă puteți garanta că bucureștenii vor avea apă caldă și căldură toată iarna și la prețurile actuale. Domnule, toată viața mea am avut responsabilități. N-am alergat după funcții, dar în schimb Dumnezeu a făcut să primesc responsabilități. Nu puteți să credeți că aș eluda această problemă. An de an, de 6 ani, apare aceeași idee. O să rămâneți fără apă caldă, nu o să aveți apă caldă. Nu. Dar s-a întâmplat deja în octombrie. Doamne, se mai întâmplă, se întâmplă mai ales la pornire a tuturor. Doamne, n-am niciun fel de datorie. Am plătit pentru toți bucureștenii, așa cum este normal, am plătit gigacaloriile consumate pentru încălzire. Aici este o problemă veche de aproape 18 ani, 19 ani, prin care radetul a fost îngenunchiat și pus la colț pentru faptul că s-au adunat la datorii, s-au adunat penalități. În momentul când mi-am luat primul mandat de primar, am început să plătesc datoria de bază. După 3 ani de zile, mi-au explicat că n-am plătit niciun fel de datorie de bază, ci am plătit penalitățile, că așa scrie în codul fiscal. Întâi plătești penalitățile și așa mai departe. Deci în primii 3 ani de mandat ați plătit penalități? În primii 3 ani de zile. Am plătit, eu am plătit datoria de bază. Ei mi-au spus de la Elcen că nu, ați plătit penalități. Penalitățile ajunseseră la cifre astronomice exorbitante, la 8.700 de miliarde și așa mai departe. Deci chestiunea este foarte clară. Am cerut guvernului și pentru prima dată în 6 ani de zile au fost de acord de unirea celor două, adică a producătorului de curent electric 80% și 20% energie termică, unirea cu Radet pentru a avea o conducere unică și pentru a acoperi necesarul de căldură și de apă caldă în condiții optime. Ați convins, și asta spuneți, și fac. Că ați convins guvernul, dar guvernul tocmai a amânat aseară această fuziune Elcen, spunând că primăria nu a dat acel studiu tehnic sau un punct de vedere, doamne, tehnic? Nu, doamne, e vorba de un studiu din nou de oportunitate și în același timp care să fie parametrii de viitor. Și de ce, doamne, nu l-ați s-au găsit 7.000 de motive, de un an de zile ne luptăm să putem să producem această unire și să putem să acționăm coagulat. Pentru că se găsesc întotdeauna. Eu am înțeles că am deranjat, am înțeles că dacă vă spun câteodată îmi vine să mă sui pe pereți. Am strivit ariciu acolo cu fundul meu, dar nu contează. Până la urmă către acea zonă mă duc pentru ca bucureștenii să am posibilitatea să le asigur în continuu apă, să pot să continuu, să le asigur continuu apa caldă și căldura. Deci sugerați că și guvernul vă pune bețe în roate, cei de la Elcen tot mai inventează 7.000 de lucruri doar să nu se producă unirea asta. Adică Elcenul a convins guvernul să nu aprobe aseară. Nu a convins, doamnă, guvernul. A spus că lipsește chestia asta. Asta putea să mi-o spună de acum 5 luni, 6 luni de zile. Nu, au așteptat pe ultima 100 de metri ca să mai creeze încă o problemă în plus. Oamenii ăia din guvern știu foarte bine despre ce este vorba. Eu cred cu tărie că săptămâna viitoare terminăm cu aceste lucruri, ne luăm responsabilitatea de a putea să producă Elcenul în condiții favorabile oamenilor și mergem înainte. Pentru că pierdem timpul, doamnă. Eu mi-am plătit energia pe care au consumat-o bucureștenii, toate cele 2.800.000 de gigacalorii, plătesc în continuare, bucureșteanul plătește 169 de lei și 80 de bani, iar restul până la 341, 170 de lei și astea acoperim noi prin subvenție. Și asta o fac de 6 ani de zile, domn. Nu anul ăsta sau doar lunile astea sau cine știe. Continuăm discuția, vă reamintesc, ne puteți urmări în direct pe internet la adresa interviuri.europafm.ro. Dacă doriți să adresați întrebări domnului primar general Sorin Oprescu, vă invităm să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook sau pe Twitter folosind hashtagul interviuri Europa FM.
În aceste condiții, vă rog să ne spuneți dacă, clar, dacă puteți garanta că prețurile rămân aceleași la apă caldă și căldură. Nu, stați așa, nu mă băgați pe mine în prețuri, pentru că nu sunt în puterea mea. Prețurile se stabilesc la nivel de țară. Iată că guvernul a făcut toate demersurile și Comisia Europeană a fost de acord că ceturile acestea care produc, așa cum vă spuneam, 80% curent electric și 20% energie termică, sunt considerate consum de curent domestic pentru populație. Deci, în felul ăsta, nu se mai ridică la, chiar dacă gazele vor merge la undeva la 400 și ceva gigacaloria de lei. Dacă vor crește prețurile, nu le controlez eu, doamne, le controlează Autoritatea Națională. Știu, dar de reglementare. V-am întrebat acest lucru pentru că știți discuțiile privind eventualitatea. Da, doamnă, ca să-i sperie pe români în general. Asta este întotdeauna. Sigur că cresc prețurile, sigur că ține de o strategie ale altor state care sunt furnizoare de gaz pentru asta, dar astea, sigur, pe mine mă depășesc. Eu ceea ce am putut să fac și fac în continuu de 6 ani de zile, protejez concetățenii mei de a plăti prețul gigacaloriei, prețul, hai să-i spunem, real, deși și aici am rețineri, doamnă, pentru că ceturile sunt vechi. Se face vorbire de randament de 41-42%, aiurea, vă spun eu că mai mult de 23-24% randament nu au, sunt vechi de 60 de ani, doamnă, 60 ceva. Dar ați și spus că dacă se strică o conductă veche, să zicem, de 10 iar kilometri... Iar rețeaua de distribuție, doamnă, înseamnă 3.000 de kilometri. Sigur că anii ăștia care au trecut s-au schimbat, dar nu suficient putem să o refaci. Cât s-au schimbat în cei 6 de ani? Doamnă, un 15-18% din acea rețea și vă spun foarte deschis și foarte clar că parametrul pe care l-am luat coordonator în chestiunea asta a fost că erau 8.000 de intervenții în iarna lui 2008-2009, deci se spărgeau ca la balamuc țevile astea vechi și așa mai departe și am ajuns la 1.400-1.500 de intervenții într-o iarnă cu zăpadă afară și frig. Deci iată că există eficiență, sigur nu atâta cât mi-aș fi dorit, doamnă, pentru că nu pot să acopăr din subvenție și investiții ca peste noapte să pot să schimb toată rețeaua, pentru că e rețea veche, e de pe vremea lui Ceaușescu, de pe vremea comunismului, da. În anii 60. Doamnă, întâi se ducea apa caldă. Apa caldă se ducea întâi la marile industrii care erau în jurul Bucureștiului, la margine de București, la UMGB, la Chitila, la... și după aceea se ajungea în oraș. N-am putut să schimb traseele astea, doamnă, pentru că asta înseamnă o nebunie, înseamnă să sparg orașul așa, în întregime, nu mai circulă nimeni, ce face? Și așa am probleme cu traficul din nou, 5 ani de zile începuse să se amelioreze, dar am comunicat în luna mai, fraților, am de schimbat rețeaua de gaze. Rețeaua de gaze e tot atât de veche în București și pentru ca să nu expun pe oamenii ăștia la accidente, la explozii și așa mai departe, firma care face treaba asta privat, în privat, cu fonduri europene însă, cu contribuția noastră și cu fonduri europene, am fost de acord să sacrificăm anul ăsta, cu ghilimele de rigoare sacrificăm, poate că nu poate, ci sigur nu se circulă în condițiile, dar construcțiile astea trebuie să le facă cineva. Luăm, doamnă, toate șantierele pe rând, înainte de asta... Păi nu putem să le luăm, să nu iertați-mă, nu avem timp sunt 1800, doamne, de șantiere. Pe cele mai importante, dumneavoastră mai mult ca sigur știți declarația, nu știu dacă o știu ascultătorii, spunea liderul Sindicatului Liber Independent de Energie Autonomă de Distribuție a Energiei Termice de la RADET, că din lipsa banilor RADET nu va mai avea posibilitatea să remedieze avariile și ca urmare, pentru a evita pierderile, va izola zona. Cu alte cuvinte, va închide apa caldă. Și spunea doamna Ioana Stoica, citez acum, instalațiile sunt vechi din 1963, iar avarii apar permanent. Ca urmare, de la 1 decembrie va rămâne fără căldură o parte a Bucureștiului, pentru că de la 1 ianuarie
din cauza numărului mare de defecțiuni, căldura va fi practic oprită în tot orașul. Doamne, au viziuni extatice tip Apostol Bologa, astea sunt viziunile lor. Salariul mediu la Radet este de 30-31 de milioane, așa că eu îi rog respectos să vină și să se așeze exact de partea cea bună a lucrurilor. Păi da, salariul mă gândesc că n-are legătură cu ce spune. Are mare legătură, doamnă, pentru că eu nu mai pot să acopăr. Dumneavoastră știți cum se procedează? Se procedează în felul următor. Avem datorii, ne blochează conturile. Păi uite cum se plătește, doamnă, de 6 luni de zile, de 6 ani de zile. Se plătește în felul următor. În anul 2008, în iarna lui 2008-2009, 480 și ceva de milioane. Pe cât s-a consumat? Nu, Elcenu, eu vărs banii într-un cont, e ca și când aș arunca o servietă peste gardă aici plină cu bani în fiecare lună, eu nu știu ce se întâmplă cu ei. Eu știu un singur lucru, că ei le dau să-i țină în viață pe Radet și restul banii se duc de aiure. Vreți să spuneți că salariile fiind mari, cum sugerați dumneavoastră. Și asta. Așa că ei să nu-și mai facă și să se preocupe. Dacă se preocupau, se preocupau în ăștia 24 de ani care au trecut de la momentul 89. Și Radetul și RATB-ul au reprezentat mult timp pușculițe ale partidelor, doamnă. Ăsta este adevărul. Și sigur că i-a deranjat când vorbim de restructurare. Păi nu se mai întâmplă asta. Da, doamnă, că dacă bucureștenii mi-au dat încredere să pot să le fiu primar, păi le sunt primar, nu dar mai mulți. Dar totuși regia ține de primărie. Păi da, și e regia autonomă, ține de primărie. Și care bun, problemă? Asta mă face să vă întreb ce va presupune transformarea Radetului în societate comercială. Când va presupune transformarea în societate comercială, restructurare, unirea împreună cu Elcenu, sub un nume pe care sigur că o să-l găsim. Nu numele este important, ci modul de acțiune. După care vom vedea care este ponderea, că n-am de unde să știu, doamnă, că n-am cum să intru în curtea Elcenului decât după ureche, așa că ei sunt societate comercială ținând de Ministerul Economiei și așa mai departe. Restructurare ce înseamnă la Radet? Restructurare, doamnă, înseamnă să putem să așezăm departamentele în logica comercială a lor, în așa fel încât să pot să-mi protejez populația în continuare și nu numai asta înseamnă o serie întreagă de măsuri economice care să mă facă, să mă ducă să folosesc gigacaloria la un preț, să pot să obțin la un preț cât mai scăzut. Cum o obțin? Prin investiții, în ceturi și în rețeaua de distribuție. Deci prioritatea în viitorului Radet, unificat cu Elcenu, vor fi foarte bine ați investițiile? Înțeles. Da, doamnă, pentru că cum vă spuneam, rețeaua de distribuție trebuiește ameliorată. Subliniez încă o dată, sunt 3.000 de kilometri, doamnă, nu sunt 100 de metri, 200 de metri și rețeaua asta trebuie făcută eficientă, elimin pierderile, doamnă, că m-ați întrebat la început. Mie îmi place să mai vin pe aici, că văd că chiar v-ați documentat așa cum trebuie. 15-18%, nu, ne urcăm mai sus, ne urcăm pe 30%, pe 40%. Până la finalul mandatului? Doamne, sau și în viitorul mandat. Păi până când s-or sătura bucureștenii de mine. Dacă ei consideră că fac bine ceea ce fac și pot să-i protejez, ori să mă aleg. Dacă mai nu, candidați, înțeleg. Nu. Păi bineînțeles, dar mi-am propus să fac cu orașul ăsta să învârtă după soare. E adevărat, o să fie puțin mai târziu decât m-am așteptat eu, că frâna politică e în toate locurile. Acum dacă cine vă pune frână politică? Toți, doamnă, că problema mea e așa, ei au încercat să mă facă să cad între scaune. Puterea vrea, opoziția să o opune. Și uite tot așa.
Da, până la urmă, arta este, da, știi, sunt bine plăcutul cu utilul și în același timp, da, le spune oamenilor foarte clar că sunt pentru București, nu sunt pentru Revenind la Elcen, trimiteți acel studiu la guvern ca săptămâna viitoare nu să aprobe? Nu, doamnă, îl pregătim într-o expunerea de motive, care sigur că va intra în asta. Le avem, doamnă, dar ori fi risipite, nu le place cum este așezat pe foaia A4. Guvernul trebuia să decide aseară. De-aia vă întreb. Ce să decizi, doamnă, în 5 minute? E destul să se scoale un capsoman și să spună nu avem actul numărul 4223. Știți cine, cum spuneți noastră, s-a sculat aseară în nu, guvern? Nu știu cum spun eu s-a sculat aseară, că ăștia se scoală toți odată și abar n-am. Haideți să vorbim despre șantiere. Știți că durează să parcurgi distanța dintre intrarea în București prin Pantelimon și până la Piața Unirii, să zicem 10-12 km? Da, doamnă, pe toate intrările durează, pentru că luna la sfârșitul, doamnă, 25-30 de minute în cazurile cele mai bune. O oră dimineața. Doamnă, dați-mi voie. Deci vreau să vă spun un lucru. Am anunțat și am spus o deschis. Doamnă, fără oarece sacrificii, nu putem să... Sacrificii de timp. Nu pot, doamnă, să termin peste noapte lucrurile astea. Credeți-mă că aș dori și eu. Astea să tot spuneau, să tot vorbeau de ele, că le amenajăm, că le facem, că le nu știu, de 18 ani. Uite că le fac, doamnă. Și pasajul aici la Scânteia, în fața la Casa Presei Libere, și așa mai departe. Am ieșit în luna mai și am spus, am început aceste lucrări. În momentul când prezentam bucureștenilor ce lucrări sunt, erau 2380 de șantiere. Nu numai rutier, doamne, nu numai infrastructură rutier, cu tot. În momentul ăsta sunt 1300 și ceva care s-au oprit, doamnă, din cauza vremii, a frigului. Dacă ne dă natura inclusiv asta... șoseaua Pantelimon. Nu, doamnă, la șoseaua Pantelimon a fost altceva. A intrat în... l-a arestat pe patron, au început anchetele, s-au blocat conturile și, pe drept cuvânt, i-am întrebat pe adjuncții din firmă, dom'le, ce facem? Că tu nu opresc cu... dacă ne dați banii, n-avem cum să cumpărăm materiale. A trebuit să cerem voie procurorului. Procurorul a fost de acord după 2-3 săptămâni și țintit pe ce și am plătit ceea ce s-a făcut. E un contract de 70 de milioane de euro. Da, doamne, e o asociere. E o asociere. Și atunci este depășit termenul. S-a schimbat, nu vă spuse am înțeles. Câți bani ați plătit până acum din cei 70 de milioane de euro pentru refacerea șoselei Pantelimon care continuă cu... Undeva la 27-28 de milioane, pentru că aproape acum jumătate. Mă duc... Dar jumătate aproape. Din lucrare nu e gata. Nu, doamne, este vorba de șoseaua Iancului, care vreau să o termin acum, să-i dau bice, să pot să torn binderul pe șosea, că atât mai am. După aia fac eu și amenajarea de pompă, margini și asta și linia de tramvai, mai am 173 de metri. Terminați anul ăsta? Da, doamne, aș vrea, dar numai timpul să mă ajute. Dacă mă ajută timpul, termin, doamne. Dacă nu după la anul. Aceea mă duc pe Pantelimon. Nu, în primăvară, doamne, că nu. Se în primăvară, adică la anul. O... Da, bine, nu o să fie o iarnă. Doamne, nu-i dă glumă acolo, doamne. Este un bulevard de aproape 5 kilometri. Am zonele pe care nu o să intru niciodată, pentru că vine metrou, doamne. Și nu dau banii odată ca să vină să spargă stațiile. Mă refer la stațiile care sunt. Nu? Și vorbiți atunci... de Iancului acum. Nu, vorbesc de Pantelimon. Dar la Pantelimon... Au abandonat, doamnă, s-au oprit din motivul pe care vi l-am spus și peste asta i s-a sculat și radetului care a deschimbat acolo niște țevi și au mers destul de încet. Nu pot să-mi spună că n-au avut bani, pentru că bani pentru investițiile astea făcute odată în coagulare cu celelalte lucrări au avut. Au mers încet. Bun.
Tot trebuia să le schimb, doamnă, și țivile alea. Acolo, în zonă, sunt aproape 700 și ceva de blocuri, doamnă. Sunt oameni, sunt cetățeni, sunt familii. Care sunt disperați. Sunt tranșee. Nu mai sunt disperați, că am mai acoperit tranșeele alea ca să poată să le depășească. Dar știți ce s-a întâmplat? La Granitului, șoseaua asfaltată se sparge iar acum. La Granitului, păi vedeți, acea... vedeți de ce nu forțez nota, doamnă? Când îi frig afară să toarne asta, că tor degeaba. Și îmi cresc mie prețurile. Când eu trebuia să fie gata șoseaua Pantelimon? Păi peste peste un an și jumătate toată lucrarea. Și cu cât timp este întârziată lucrarea? Cu vreo aproape 5 luni. Deci în loc să se termine la anul, poate în 2016, nu? Doamnă, nu mai îmi iau eu angajamente de astea, că dacă depășesc o zi, toată lumea este călare pe mine, la figurat. Nu, dar până la sfârșitul anului termin cei de terminat, îmi iau jucăriile de acolo și o întind către alte obiective. Către următorul obiectiv important? Păi este terminat pasajul la Casa Presei Libere, cum vă spuneam. Când e gata? Păi martie, păi e gata, 9 luni de zile. Aici întârzierea este mai mică. 4, nici nu prea întârziere. De moment ce e clar stabilit asta, vreau să vă spun că deja sunt la trecerea pe sub Chiselev în dreptul pavilionului H. Ca să nu deranjez tunelul pe care l-am făcut și prin care vor veni mașinile și vor trece. Nu vor mai sta la stop, nu vor mai fi cozi și așa mai departe. Ce să fac? Durează o oră sau mai mult dimineața să ajungi din Pantelimon la Piața Unirii, doamna, și din cauza lucrărilor de la Piața Muncii. Doamnă, dar încă o dată, sunt bulevarde care la margine sunt sparte din cauza schimbării rețelelor de gaz, doamnă. Dar v-am spus de la început, deschis. Doamnă, trebuie să fac lucrul ăsta pentru degeaba, chiar dacă mă înjură unii. Eu vă înțeleg că trebuie, într-adevăr, că dacă eu explozie la o conduită... Doamnă, 18 ani de zile, doamnă, mor oameni, doamnă, nu vreau așa ceva. Știu, dar poate dacă locuitorii din acele zone știau de la început... Ce știau, doamnă? Știau, dar cât să aibă și omul răbdare. Că nu mai au nici dâns și răbdare. Eu înțeleg foarte bine. Când e gata, ne bucurăm împreună. Deși unii sunt nemulțumiți. A venit un maimuțoi de ăsta să-mi spună: dom'le, e prea lată pista de biciclete după Calea Victoriei. Păi stai, domnule. Păi stai, domnule, puțin, să dar ăia cu triciclu, ăia cu triciclu ce fac? Ăia cum încap acolo? Nu le fac pentru toți, mă rog, pentru toți care doresc lucrul ăsta. Avem o întrebare de la un ascultător care ne întreba următoarele lucruri. Prima întrebare era: ați făcut un studiu de fezabilitate pentru pistele de bicicliști de pe Calea Victoriei? Sunt suficienți bicicliști care merg pe acolo în comparație, da, domnule, cu numărul de mașini? Să vedem la primăvară, că se validează foarte tare pista asta. Iar la studiul de fezabilitate vreau să vă spun că nu e foarte ușor, dar mergem pe două axe, nord-sud, est-vest. Până unde merge acea pistă de bicicliști? A început la Piața Victoriei, acum lucrările s-au oprit, doamnă, la Ateneu? Doamnă, vor merge până undeva spre Șincai și după aceea pe Bulevardul Tineretului, pe Bulevardul Văcărești. Nu? Mă rog să mă iertați. Da, da, nicio problemă. Regit. Între timp vreau să vă întreb dacă ce se întâmplă cu pistele vechi făcute pe trotuare. Ei le refac. Pe alea care sunt de refăcut. Unele sunt de refăcut, că au câte un pom în mijloc. Sau câte o cașcavaretă. Ați depus vreo plângere pentru acele lucrări? Ce făcute? Plângere, doamnă? Că dacă primarii de sector dau aprobarea să pună o florereasă acolo, ce să plângere? Cu ce primar vă înțelegeți cel mai bine? Cu toți mă înțeleg foarte bine, mă văd o dată de două ori pe an, deci e o legătură puternică. Inclusiv cu domnul Vanghelie, l-ați convins să semneze contracte pentru dezăpezirea sectorului 5? Nu, doamnă, că el când vine vorba de bani, nu are bani. Ce să-l convin? Curățenie eu fac de 3 ani, de 4 ani de zile, eu în sector, asta e. Vreau să vă întreb dacă în acest moment sunt
probleme cu firmele care, cu care ați făcut contract pentru dezăpezire. Nu, doamnă, este în contractul mare pe care l-am operatorii de curățenie. An de an ne-am, nu știu cum să spun, ne-am deșteptat. Am văzut care sunt vicisitudinile atunci când cade zăpada și vă rog să mă iertați, nu este falsă modestie, dimineață când a nins, indiferent că a nins 1,80 de centimetri, transportul în comun a acționat, a putut să circule, lumea a putut să meargă, sigur, în condiții de iarnă. După aceea m-au întrebat de ce nu scot toată zăpada în București. E o nebunie, sunt milioane de metri cubi. Pe mine mă interesează ca dimineața la ora 5:30-6 să fie asfaltul negru. Timp de 6 ani de zile, fără falsă modestie, vă spun că arterele principale au fost deblocate și transportul în comun a mers. Sigur că aici ajută foarte tare metrou, care a preluat de la 600.000 de oameni cât îl folosesc o zi, a ajuns la 800.000, la 1.000. Iarna, ziceți, când ninge. Vorbesc în special când, în zilele în care ninge. În programul dumneavoastră ați avut ca obiective construirea unor parcări uriașe la periferia Bucureștiului, astfel încât... Când? Păi le fac, doamnă, am început să le fac. Pe Liviu Rebreanu s-apucă ăștia că au ajuns până în zona unde va fi parcă în raidul respectiv. E gata vreuna? Aici, parcare mare cu 1200 și asta e gata la stadion. E pe asta și când nu sunt evenimente la stadion, nu parchează nimeni pentru că respectă exact ceea ce au spus japonezii în urmă cu 14 ani. Dacă la român parcarea e mai departe de casă de 150 de metri, nu parchează nimeni. Vine să parcheze tot pe iarbă sau pe alee. Și atunci mai construiți altele? Construiesc, doamnă, construiesc în centru ca să pot, să se poată circula. Așa cum este la universitate, cum parcarea are vreo 500 de locuri și acum, de-abia după 2 ani de funcționare, a început să fie plin. Reabilitează cei care au săpat acolo în parteneria public-privat și au făcut parcarea de la universitate, încă o parcare de 1200 de locuri. Este parcarea veche de sub intercontinental cu ieșire directă în foaierul Teatrului Național. Încep Edgar Chine după discuții infinite și în felul ăsta mă apuc să strâng mașinile de on street, care parchează on street, pentru că asta îmi creează o serie întreagă de vicisitudini. De-abia am reușit să țin un echilibru în centru istoric. E, atunci o să-l țin și mai mult. Mai este o parcare pe Tonița care îi dăm drumul tot în parteneria public-privat, doamnă, că nici bugetul ăsta nu poate să suporte asta și mai avem parcarea pe care dorim să o bătem în cuie. Un an și jumătate am stat să ne judecăm. Ne doi ani de zile. La teren, pe aerogări. Vă citez, trecem la capitolul investițiilor în instituții sportive. Spune mama unei campioane la patinaj artistic, Marina Beșchea: aici unde ne antrenăm de multe ori și vorbim de un patinoar privat, datorită aglomerației, datorită căldurii, este foarte multă apă pe gheață și sunt uzi copiii până la chiloți. Trebuie să-i storci, așa că trebuie să-i schimbăm de fiecare dată după fiecare în antrenament. Este un mare impediment pentru calitatea antrenamentelor, copiii sunt stresați, știu că fiecare căzătură la fiecare căzătură se fac flașcă și nu pot să-și exerseze elementele. Și acum am să explic, sunt peste 350 de juniori, patinatori și hocheiști care de 2 ani nu se mai pot antrena pentru că nu au un patinoar. Nu, pentru, doamnă, că patinoarul Flamaropoli e închis. Pot antrena. Doamnă, știu foarte bine. Nu, mă spuneți că știu foarte bine, da? Iar eu, pe vremea când eram ca ei,
pe Flamaropol am pus patinele în picioare. Dar nu mai e gheață la Flamaropol. Bun. Deci, de un an. Ați preluat patinoarul acum un an de la Ministerul Tineretului și Sportului. Ce s-a întâmplat în acest an? Începem lucrări. Ce s-a întâmplat în acest an? Din octombrie 2013 când primăria... Am făcut toate formele legale, transparente, s-au contestat unii cu alții, cum e la noi, mă refer la constructori, gata, s-a terminat. S-a atribuit, s-a semnat, pa, la revedere, începem. Cine a câștigat și când începe lucrările și pentru ce bani? Demolează patinoarul și face demolează altul nou? Demolează și face altul nou și este cam în jur de 7 milioane jumătate, 8 milioane de euro. Să construiască altul nou. Da, foarte suma aceea simplu și foarte cochet. Avansată inițial de 24 de milioane de euro. Doamnă, cu tot ce înseamnă împrejurim și cu tot ce va fi în jur de 50 de milioane, sala de 12, polivalentă de 12.000 de locuri, va reprezenta continuarea stadionului, unde ieri am dat drumul la Academia, Academia de Tenis, și care va funcționa într-o complexitate în complexul Ia Manoliu, și în felul ăsta refacem și turnul de parașutism. Nu știu dacă chiar să lansăm cu parașuta de acolo, dar cât să poată copiii să aibă la baza lui, să poată să facă acțiuni din alea de cățărare și asta sub supravegherea antrenorilor. Aranjăm și lacul. Și că pe lacul ăla e părăsit, uitat de Dumnezeu de acolo, sigur. Și să văd și eu ce se întâmplă cu cașcavaretele celelalte. Și nu în ultimul rând, măresc spațiile de cazare ale hotelului sportivilor, să ne ducem undeva către 280-30 de camere cu spa, cu tot ce trebuie, pentru ca într-adevăr zona aia să reprezinte un vârf de infrastructură. Cașcavarete, spuneți, adică restaurantele de pe marea lacului? Da, doamnă, mai un mic. Le demolați? Nu știu, să vedem, că deocamdată nu sunt ale mele, alea nu sunt transferate de guvern. Bunul simț de mine mi-a spus întâi să mă apuc să fac ceea ce am promis că fac și după aceea să cer guvernului în continuare ca toată zona să arate unitar din punct de vedere al infrastructurii sportive. Și așa va fi. Deci să dispară tot ce nu e clădire destinată sportului sau? Păi da, doamne, ce să fac acolo? Că am văzut că toată lumea acolo a construit după cum a vrut. Ia, bad în lemn, bad în fier, bad în asta. Eu știu de unde le-o fi dat aprobare, când, cum, concesiuni și așa mai departe. Nu ați apucat să verificați? Păi ce să verific, doamne, încă o dată, dacă nu-i pământul meu, e pământul statului. Și atunci responsabil sunt unitățile alea de sportive care au acționat acolo, pe vremuri. Patinoarul, când începe construcția și când va fi gata? Păi dacă săptămânile astea se încălzește așa cum îmi spun meteorologii, dau drumul la organizarea de șantier și la asta, ce să mai aștept? Care e termenul de finalizare? La sfârșitul anului viitor. Deci într-un an, promiteți? Chiar mai puțin. Că vom avea patinoar. Chestia cu promese noble, tenieri, se burjoa, o știe toată lumea. Ok, am văzut da, că doamne, mulți până la sfârșit, da, doamne, când am promis că stadionul e gata, e gata. Am așezat Bucureștiul pe hartă, l-am așezat. Anul 2012. Viitor, pe vremea asta, avem patinoar olimpic? Da, și nu numai patinoar olimpic, patinoar 24 din 24, la care se va adăuga și patinoarul de la piciorul podului Basarab, înspre, între șoseaua Geniului și Vasile Milea, unde domnul Țiriac la fel face un patinoar să pot să-mi aduc copii din militar, din asta, să patineze acolo. În luna iunie, 24, dacă nu mă înșel, 11.000 de metri pătrați, nu? Au fost, da, 11.000 de metri pentru aceste fundații olimpice române. Și știți când se termină și acolo lucrările? Înțeleg că va fi un patinoar la care vor avea contracost, într-adevăr, acces și sportivii. Da, sigur juniorii. Că da, bine, asta va stabili fundația și asta pentru că ei au un concesiune, dar sigur că o să avem grijă să nu fie prețuri așa de mari, să nu poată să vină nimeni după aia. Nu-și degeaba îl faci, nu?
Felicitări pentru Academia de Tenis inaugurată, dar vreau să vă întreb de ce nu s-au făcut terenurile și de ce nu sunt și terenuri acoperite, pentru că s-au inaugurat aceste terenuri ieri, vine iarna. Ca să faci terenuri acoperite, întâi trebuie să ai terenuri. Și ninge pe ele până la primăvară? Și după aceea, păi vreau să vă spun că sunt făcute din materiale specifice și de ultimă oră. E un teren rapid pe care se joacă la Open. E un teren de Mateflex, este un teren de zgură sintetică și întâi le am și după aia le acopăr. Sigur că o să pun baloane pentru anul viitor, sigur că o să pun baloane pe ele ca să poată să funcționeze 12 luni din 12 luni. Mai avem doar câteva minute. Știți ce buget veți avea pentru 2015? Habar n-am, doamnă, pentru că surpriza neplăcută a fost ca anul ăsta la prima rectificare, pentru că noi trăim din... Noi nu luăm taxe, doamnă, taxele se duc la sectoare, eu iau taxe pe mormântare. Atâta vin la primăria generală, vorbesc foarte serios. Dar, în schimb, plătesc iluminatul public, plătesc subvenția la RATB, plătesc subvenția la RADET cu care am început și așa mai departe. Și am avut surpriza neplăcută ca din cotele pe salarii care sunt să ne ia guvernul odată, Ministerul de Finanțe, că ăștia gândesc, nu știu, cu neuronul din picior, să ne ia odată 400 de milioane și odată să ne mai ia 500 de milioane. Deci un miliard de roni s-a dus pe apa sâmbetii, s-a redistribuit. V-au luat felul... din bugetul primăriei? Da, din bugetul primăriei. Când asta? Și odată în luna lui septembrie și odată spre octombrie. La rectificări? Da. Păi de ce? Păi uite de aia, așa că li s-a sculat lor că nu, om avea prea mulți bani. Păi ce să vă răspund, păi doamnă, de 6 ani? Nu v-au dat nicio explicație? Ba da, una singură pe care mi-o dă de 6 ani, indiferent care guvern. Adică? Nu s-au adunat banii la coșul ANAF-ului. Și v-au luat de la ce? De la investiții? Din buget, domn. Din buget. Nu, din buget a trebuit să ne amenajăm noi ca să poți să-mi continui. De unde ați luat acei bani ca să-i dați Ministerului de Finanțe? Din buget, doamnă. Din buget, dar de la ce capitol? De la sănătate, de la spitale, de la școli? Am luat de peste tot. Câte 30%, 30%, 30%. Am început cu discuțiile de genul, domnul Oprescu, este bugetul, este o estimare. Da, domnule, sunt absolut de acord. Numai că estimarea se face între plus 10 și minus 10%. Dar nu cu minus 34%. Când eu am lucrări în curs. Dar asta mai puțin știe lumea. Domnul Vâlcov? Nu știu. Eu cred că de-abia dânsul era artist la vremea aia. De-abia venise. Nu cred că știa ce și cum. Da. Și contează cine? Să găsesc întotdeauna. Doamnă, am 63 de ani, nu pot să mulțumesc răspund, mulțumesc frumos, nu pot să răspund la o singură întrebare. Dacă faci ceva, ce interes ai să faci? Dacă nu faci, de ce nu faci? Eu nu pot să răspund la întrebarea asta. Sunt atâtea lucruri de făcut. Dar mergeți sunt atâtea... înainte și candidați păi pentru așa... că vreți. Ce să candidez? La ce încă să candidez? O dată, pentru un mandat la Primăria Capitalei. Da, ca să enervez câteodată pe politicieni, mă întreabă câte unul, zice, dar ce faci acum? Zic că studiez o lege pe care vreau să o prezint în Parlament, prin care funcția de primar general să fie pe viață și să se moștenească. Se enervează tare în momentul când... Ce priorități aveți pentru 2015, în afară de patinoar, de acea sală multifuncțională? Sălile de sport. Mai am câteva, 2 sau 3 săli de sport la liceele care le-am consolidat și le-am utilat. Sunt 100 în total. S-au terminat după un credit care venea din 2002 și care era necheltuit. Grădinițe în continuare, pentru că e nevoie, am văzut și eu studiile de statistică și creșe, o casă mai mare pentru bătrâni, pentru că nu am decât vreo 400 ceva de locuri, asta e foarte puțin. Știți, probabil că sunt liste cu sute de persoane în așteptare la Ce? Căminele de bătrâni
Nu prea sunt, doamnă, nici măcar, de-abia am pus pe picioare în urmă cu 3 ani de zile un sistem prin care le ducem de mâncare acasă și îngrijim. Sunt aproape 1000 de oameni care beneficiază de asta. E greu al naibii, bătrânețea e urâtă, mai ales că au copii, dar nu-i mai interesează, unii nu mai au pe nimeni și vai stau lor. Știți cât sunt, vă întreb din curiozitate, câți bătrâni sunt în București, în astfel de cămine? În totalitate cu cele private cu asta sunt cam în jur de 8.000-8.500. Nu vreau să încheiem până nu vorbim un pic despre sărbători. Mm-hmm. Aprindeți luminițele sâmbătă sau? Da, și dăm drumul și la Târgu de Crăciun. Fă că s-au grăbit toate capitalele, Viena, Parisul, sau Berlinul, s-au grăbit, au dat drum mai devreme. Au zis și au venit ăștia peste mine, toți comercianții. Dom'le, dar noi nu facem? Vă promit un târg tot atât de frumos și de clar făcut și de cu condiții civilizate, un târg de Crăciun, cel puțin fetele mele care se ocupă de asta an de an au câștigat experiență, am încredere și dăm drumul și la luminițe ca o lună de zile să se bucure toată lumea de... pentru că sunt fericit când îi văd zâmbind pe București. Mulți au uitat să zâmbească, doamne. Probabil că nici n-au motive, da? Sâmbătă, la ora? 18. Revelionul? Nu pot să țin lumina stinsă în oraș și la 5 începe să facă întuneric, 5 și 20. Revelionul îl organizați, nu? Și anul acesta în Piața Constituției? Și cu actori români, cu cântărezi români, cu de-astea care le plac și celor tineri și celor în vârstă. Ce buget ați alocat pentru organizarea Revelionului? Doamnă, nu știu să vă spun cam cât, dar cred că e în jur de vreo, cu toate instituțiile care participă la asta, se ridică undeva la 800.000 de roni. Chiar nu-i mult. O întrebare de la un ascultător, noi am discutat deja despre calea, refacerea căii Victoriei, spune dumnealui, mai credeți că a fost o idee bună modernizarea de pe calea Victoriei? Nu v-am întrebat personal, credeți că e bine ce s-a făcut acolo? Nu, am făcut-o în urma cererilor. A bicicliștilor. Pe calcul, nu, a bicicliștilor. 480.000 de oameni vor calea Victoriei să se plimbe sâmbătă și duminică. Păi ca să te plimbi, ce să plimbe? Ce am dat, am oprit circulația, ce îndrăznesc să opresc circulația fără să am pe dreapta, pe stânga niște unități economice cu scaune unde să se oprească, să bea un ceai, să bea o cafea, să bea un suc la micu. Haide să o luăm așa, de la capă, de la guvern, da? Până la Sevastopol nu-i nimic. Sunt bănci pe dreapta, firme pe stânga, păi și așa mai dă. Păi și atunci asta fac, doamnă, îi conving pe aia să-și deschidă o serie întreagă de unități din astea, cum vă spuneam, economice. Că omul când iese cu soția, cu iubita, cu prietena, cu amanta, cu colegii, cu copiii, cu asta, să aibă ce să facă, doamnă. Altfel, ce să facă? Te plimbi așa pe asfalt de nebun? Refuz să cred. Bun, sigur, bicicliștii își văd treaba lor pentru că o să meargă continuu către... Vreau să mă duc până la Grădina Zoologică cu pistele de nord, deocamdată. Nu, o să meargă să biciclească. Ăștia o să se plimbe și sper să fie mulțumiți. Câteva amenajări din astea făcute în parcul ăla întreținut de un prieten foarte bun, pentru că el de 20 de ani îl întreține. Nu? La ce parc vă referiți? La cel de vis-a-vis de Academia Română. Acel vis-a-vis de Academia Română, în așa fel încât când ieși și sâmbătă și duminica și s-a oprit circulația pe calea Victoriei, să iasă să aibă ce să facă. Am depășit timpul. Vă mai doriți să treacă Metrorex la primăria capitalei? Da, doamnă, v-am spus, eu n-am fugit după funcții. Mi-au și responsabilitatea asta, dar iau în condițiile civilizate puse de noi, adică cu finanțări și cu bani cu tot. Păi așa, de ce să răspund, doamnă? De aerul din sticlă, au nevoie înțeleg de unul care să strivească cu... Poftim? Înțeleg că nu a fost guvernul de acord. Nu, doamnă, Ministerul Transporturilor deocamdată o
bâșbâie așa, știți că de unde, cum, ce fel, tot inventează. Poate ori mâine pe mine o să mă trezești cu ăștia că inventează niște studii de oportunitate asupra împachetării razelor de lună asupra galoșilor de gumă. Da! Asta e viața. Ce-s? Mai aveți ca obiectiv autostrada suspendată? Da, sigur că da. Nu mai vorbesc de ea decât în momentul când începe să apară. Mă sui pe ea de acolo și spun, na, am promis, am... A, e un capitol întreg, doamne, e o poveste, o telenovelă. Dar s-a început ceva? S-au făcut studii? Sau, doamne, sau vă spun că nu vorbesc. Dacă mă invitați, vă dau un telefon și vă spun, doamnă, acuși întrebați-mă ca să vă răspund eu. Deci nu înțeleg că nu e stabilit nimic concret până acum. Ba, e foarte concret, doamnă, pentru asta mi-au trebuit 6 ani de zile, doamnă. Păi să-mi și nu ne spuneți acum, dacă păi ce să vă spun, doamnă, acum? Vă spun numai, că traga rău. Numai nebunii spun ce au de gând să fac. Doamnă, la spitalul de psihiatrie din Paris, știți ce scrie pe frontispiciu, la Saint-Bicêtre? 200 de ani funcționează spitalul. Știți ce scrie? Nu știu. Nu uitați, cei mulți sunt afară. Așa că nu mai mă apuc eu să mai... Asta să mă agățe după aceea. Ai spus că... Nu mai. Asta o făceam în tinerețe. Promiteam și dar o face sau nu face? La fete, sigur că o fac. Sigur că o fac, doamne. Este inelul 4 de circulație. Sigur că o fac. Drum rapid, autostradă, cum vor să-i spună ăștia. N-am ce să fac, doamnă, altfel niciodată nu o să putem să circulăm civilizat în orașul ăsta. Dar spuneți-mi măcar în ce stadiu este. E terminată proiectarea, e terminat puzul și aprobat. Mai am un singur studiu de oportunitate pe anumite zone pe care îl introduc în luna lui decembrie în Consiliu, după care trec la discuțiile de parteneria public-privat. Aveți, sunt firme interesate? Da, doamnă, și din străinătate firme mă gândesc. Absolut, și firme mari puternice. Din China? Nu povești. Doamnă, mai ușor au lăsat-o chinezii cu asta, dar au venit și alții pe care îi interesează. O ultimă întrebare, promit. Guvernul a promis de nenumărate ori, și acesta, și cele din urmă, că va reface, va reconstrui, va lărgi șoseaua de centură a Bucureștiului. Știu că nu intră, nu reacționați așa brusc, știu că nu intră în responsabilitatea, primării. Spuneți-mi, vă rog, dacă credeți că este util să faceți un apel către guvern legat de această, de șoseaua de centură a Bucureștiului, facem pe care circulă așa, și foarte mulți bucureșteni. Așa, vorbiți cu colegii dumneavoastră care sunt la partea de asistență tehnică. Din jumătate de oră spuneți așa, urmează un apel al primarului general, un apel important pentru București. Și o ținem așa vreo 2-3 ore, toată lumea va fi pe FM. Și atunci vin și fac apelul. Guvernule, dragă, mai e partea de sud. Au obținut finanțare pentru centură pe partea de sud și Ministerul Transporturilor îmi spune, domnul ministru Rus spune că o fac, să apucă să o fac. Anul viitor. Pentru că nord, nu știu când, de ce să vă mint, dar e adevărat. E, partea de sud a rămas. Domnule, 24 de ani de când se lucrează acolo, domnule. E ceva, dacă cine se uită la noi, o să zică, bă, ăștia sunt, ori sunt puturoși, ori sunt nebuni cu... Da. Vă spuneam la început, doamnă, unele lucruri merg așa de greu, nu merg după satisfacția noastră a tuturor. Altfel, vă mulțumesc din suflet că ați venit la interviurile Europa FM. Vă mai așteptăm. Mai avem multe, multe subiecte de discutat. Dacă nu ne mai vedem anul acesta, vă doresc sărbători fericite. Ba, ne vedem, că facem chestia aia cu apelul. Să rămână, vă mulțumesc frumos. La mulți ani la toți ascultătorii dumneavoastră. Să le dea Dumnezeu să fie sănătoși și le mulțumesc respectuos pentru răbdarea pe care o au cu toate transformările astea. Să înțeleagă că nu se pot schimba lucrurile dacă nu există și un sacrificiu. Eu apreciez acest sacrificiu, răbdarea lor și nervii lor, pe care sper să-i transforme într-un motiv de plăcere, că circulă în condiții omenești. Și cred că dovada cu podul Mihai Bravo, care a durat foarte mult, a durat aproape 3 ani de zile,
Uite că s-a putut rezolva în 7 luni 8 luni și al doilea pot și cu circulație. Acum terminăm și jos la nivelul solului și să fie sănătos, să circule pe acolo, să se enerveze puțin mai sus la în Berceni. Dar și când o fi gata Berceniu. Și asta o să circule în condiții de civilizație conform perceptului vrem o țară ca afară. Începe pe bucățele. Ce să fac? N-am, și mie îmi place să vorbesc de București. Doamne, aici m-am născut, aici am învățat, aici am iubit, aici am muncit, aici asta fac. Trebuie să fie cineva tâmpit să nu facă pentru neamul lui. Tot dimensiune sau alta, respectăm proporțiile. Mulțumesc tare mult! Să rămână! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Europa FM.